Fanii ploieșteni s-au pregătit cum se cuvine de meci. Au fost aproximativ 8.000, însă Tamuz n-a reușit să-i facă fericiți la ocazia din minutul 13. Atacantul nigerian de naționalitate israeliană a trecut la acea fază ca tancul printre Varela și Toșca, dar l-a luat la țintă pe Niță, în loc să ia plasa porții steliste. Pe un gazon execrabil a ajuns în această stare și din cauza râmelor, după cum s-au disculpat organizatorii. Ropotan și-a încercat norocul cu un șut de la distanță, dar și de această dată Niță s-a opus. În rest, foarte puțin faze de poartă, de parcă râmele ar fi răscolit și fotbalul, nu doar gazonul pe Ilieoană. În repriza a doua s-a consumat o fază de care steliștii s-ar fi agățat pentru obținerea celor 3 puncte. În urma unui duel pentru balon între Varela și Benga, mingea l-a lovit pe ploieștean în mână, dar Radu Petrescu nu a văzut nimic și astfel faza a continuat cu un șut al lui Kipciu, care l-a evidențiat pe Pesania. Portarul ploieștenilor s-a dovedit providențial și la dublă ocazia roșalbaștrilor de pe final. Cu un reflex de senzație a scos lovitura de cap a lui Kipciu din 6 metri, după care a rămas pe picioare la reluarea lui Hamrun pe lângă poartă. Etapa viitoare, Petrolul va juca în deplasare cu Voluntari, în timp ce Steaua va fi gazdă pe Arena Națională pentru Pandurii.